Salutare lumea și acesta este tutorialul pentru a doua metodă în care puteți intra pe site-urile din America. Primul rând, ar trebui să vă faceți pe acest site, să vă faceți un cont. Există multe site-uri care oferă acest serviciu, dar eu l-am ales pe ăsta, de Daya. Bun, eu o să-i dau quick start pentru că am cont. De fapt, ce vreau eu să arăt? Cum să configurăm noi calculatorul nostru sau routerul nostru pentru așa ceva? Deci, întâi ne uităm la Global Server, să știm adresele IP, vedeți? Astea sunt cele mai apropiate cu Dynamo. O să explic care este chestia pe aceste Dynamo pe site-ul acest. Dacă vreți să vă faceți pe tot routerul, adică orice device se conectează pe la routerul dumneavoastră, va avea acces la Netflix și la alte site-uri. Bun, deci asta diferă de la router la router, deci nu pot să fac precis, dar eu am un D-Link, da, vedeți? Și hai să dăm puțin mai mare, prea mare, bine. Dăm aici. Și normal ar fi dată bifa asta, noi o să dăm pe asta și o să punem cele două adrese de aici, o să le copiem. Bun, acum o să vă arăt și pentru mine cum puteți face asta. Bine, da și save. Da, ui, dau save. A, da. Bun. Acum, cum facem pentru Mac? Și, nu știu, la mine mi-apare mic, cred că vom apare mare. Vedem aici, orice, noi, eu sunt conectat prin Wi-Fi, dacă ești prin internet, dai internet. Advanced, ai DNS și o să dai plus. Chiar dacă o să-ți apară, de exemplu, ți apare așa, dai plus, vedeți ce te apare. Nu poți să dai minus în continuu, mă rog. Și le copiez. Nu știu ce am pus eu al server acolo de DNS. Nu contează, dau OK, dau apply, gata. Și acesta este totuși o metodă simplă. Nu știu de ce. Bun, sper că nu voi opra repede. Și acest Dynamo, da, poți să schimbi țara în care accesezi. Deci, vedeți, poți să vezi în Canada. Sau, mă rog, vedeți aici, pot să aleg țara și dacă serverele n-au Dynamo. De ce aș alege DNS-ul? Pentru că nu te încetinește așa. Sau, bine, e la fel ca Hola, mai că costă. Dar o să vă arăt eu cum puteți lua pe gratis, de fapt. Dar ăsta, comparat cu un VPN, nu mergi mai încet pe internet. Mergi încet doar pe site-urile care vrei tu să accesezi, care le au ei în listă, deci asta e avantajul. Și următorul video o să fac cum să... Uite, nu. Cum să aveți voi mai multe zile aici. Asta e aplicabil și la mai multe site-uri, dar ai foarte puține zile de... puține zile de trial pe acest site. Deci, goodbye, zici și tu, bye, Alex. Ah, bine, pa, închis.